Moscova admite că sancțiunile impuse de Occident îi creează probleme, dar nu slăbește intensitatea atacurilor în estul și sudul Ucrainei. Pe de altă parte, statele vestice continuă dotarea armatei ucrainene. Lituania va livra 37 de drone kamikaze, dintre care cele mai multe sunt cumpărate cu banii donați de cetățenii lituanieni. Iar Marea Britanie a anunțat că va dona 6 drone subacvatice necesare pentru a curăța zona de coastă de mine. De câteva zile, luptele s-au intensificat în regiunea Donetsk, semn că rușii vor să țină ocupați acolo cât mai mulți ucraineni, care să nu poată fi implicați în contraofensiva din sudul țării. Intensivni дуже артобстріли. Да, потім виходять танки, які теж розбирають наші позиції. Періодично включається авіація. Толкові безмозглі, тому що вони не розуміють, що ми не відступимо. Ззаді нас діти, наша батьківщина, каже. Câțiva militari ucraineni au făcut disecția unor veste antiglonți rusești capturate. Suka, це бронеплитами російського солдата. Дивіться, це я не знаю, чи якого пожежного щита зігнуто. Ulterior, ucrainenii testează bucățile de metal. Primul foc, cu un pistol calibru 9 mm, nu penetrează metalul, dar lasă în urmă o deformare puternică a materialului. 5.45, звичайно. Însă când trag cu arme semiautomate, gloanțele trec direct prin ambele plăci de metal, puse una peste alta. 5.45, obidele nascrise. Atacă-te. Idite, umirajte. За матушку Росію. În schimb, Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică șederea ucrainenilor în Rusia. Potrivit acestor noi măsuri temporare, posesorii de pașapoarte ucrainene, dar și locuitorii regiunilor separatiste proruse Donetsk și Luhansk vor putea rămâne în Rusia o perioadă nelimitată. Pe de altă parte, Cehia și Polonia au anunțat că vor proteja spațiul aerian al Slovaciei vecine, până când aceasta va primi avioane de luptă americane F-16, care vor înlocui migurile 29 de fabricație rusească. Acordul va intra în vigoare la 1 septembrie, când avioanele de vânătoare MiG-29 vor fi reținute la sol pentru că întreținerea lor nu mai este posibilă.